În perioada sărbătorilor pascale vor exista modificări în programul autobuzelor și al trenurilor. Un număr de 14 trenuri vor fi anulate în zilele de 24 și 25 aprilie pe raza județului, iar autobuzele numărul 1 și 22 vor circula din jumătate în jumătate de oră. Plata utilităților se poate face vineri până la orele 13:30 la apă și 14 la curent. La spital se poate merge doar pentru urgențe, iar singura farmacie non-stop este Salvosancio Banca. Și magazinele alimentare își schimbă programul. Spre exemplu, magazinul Universal are sâmbătă 23 aprilie program până la orele 15. Informații detaliate despre programul special de sărbători se pot găsi în ediția tipărită a ziarului Graiul Sălajului de vineri 22 aprilie.